Bună ziua tuturor, sălămile doamnelor, bună ziua domnilor. Mă bucur să fiu azi în mijlocul noastră. Bună ziua, domnule deputat Ilian Bulai, domnule primar, la secretar, distinși aleși locali. Mă bucur să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră la ședința festivă de constituire a Consiliului Local a Comunei Sabaoani și de depunerea jurământului din partea Consiliului Local și a domnului primar nou ales, dar cred că s-au auzit. Sens în care, ca să fim operativi și o să discutăm pe parcursul ședinței, avem de minute de stat? Avem minute de stat? Nu. Am putea să punem, nu? Minute de stat. Colegi, nu știu la pauză ca să punem minute. Dacă nu, depunem, ascultăm minute după ce depunem jurământul domnul primar și domnul consilier. Hai să luăm loc. Se aude? Se aude. Tot mai frumos. Se aude dreptate. O să dau citire prima dată hotărârii numărul 429/2020, pronunțată de judecătoria Roman, în dosarul civil 5685/291/2020, iar în baza hotărârii de judecătorie și numele legii, instanța dispune, admisă de parte cererea formată de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 66 al Comunei Sabaoani, de validarea mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Sabaoani și se validează următoarele mandate al domnilor consilieri local declarați aleși conform procesului verbal privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatului alegerilor. Gal Flavian Emilian, Ciobanu Petrică Paul, Imrișcă Andreea, Ciocanu Lucian, Sandar Romina Natalia, Tască Valeria, Antoșii Ios, Ursache Gheorghe, Mărtișcă Lucian, Robu Cezar, Cobzaru Lucian, Ciobanu Cecilia, Dămoc Mircea, tânărul Liviu, Petruț Alexandru și Ciobanu Mircea. Se invalidează mandatul domnului consilier Vârgă Florin, declarat ales conform procesului verbal, privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatului, având în vedere că domnul primar a optat în mandatul de primar, urmând în locul dinamic, probabil să intre supleantul de listă. În prima va veni rezultatul pentru validarea supleantului de la instanță. Înseamnă că prima ședință de Consiliul Local o să-l validați și depune jurământul. Decanul de vârstă, doamna secretar? Domnul Antoci Iosif, dumneavoastră fiind decanul de vârstă, împreună cu doi asistenți, cei mai tineri, bună ziua săptămâna. O să vă rog să dați citire în ordine alfabetică sau cum ați stabilit pe listă a domnilor consilieri locali care să vină să depună jurământul pe Biblie și Constituție, mâna stângă și semnat în două exemplare. Mulțumesc! O rog pe doamna decan de vârstă și președinte de ședință și primul. Bravo, domnule consilier. Subsemnatul Antoci Iosif, consilier local al Consiliului Local Sabaoani, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier! O invit pe doamna Ciobanu Cecilia să
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani, așa să-mi ajute Dumnezeu. Îl invit pe domnul Ciobanu Mircea să depună jurământul și să se pregătească domnul Ciobanu Petrică Paul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Sabaoani. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Îl invit pe domnul Comisar Eugen. Și domnul Dămoc Mircea să se pregătească. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani, așa să-mi ajute Dumnezeu. Să se pregătească domnul dascălu Valeria și apoi Galfia mea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Le rog pe domnul Mărtișcă Lucian să vină să depună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Rog pe domnul Petruță Alexandru să vină să depună jurământul și să se pregătească domnul Rocu Cezar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătească doamna Sandra Romina Natalia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să se pregătească domnul tânărul Liviu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Apoi să se pregătească domnul Turcan Lucian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să mă ajute Dumnezeu. Rog pe domnul Ursache Gheorghe să se pregătească. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos. Câteva cuvinte să vă adresez. Putem lua locul. Da, vă mulțumesc, domnul prefect. La începutul acestei campanii electorale am pornit cu speranța, atât eu, cât și colegii mei. Dumneavoastră ne-ați dat încredere. Ceea ce am reușit este fantastic. Nu o să vă dezamăgim, o să fiu mereu alături de voi. De luni sunt în primărie și sunt deschis la muncă. Ședințele vor fi transmise online, aveți acces liber la informații și o să aveți în mine un partener de dialog și de acțiune. Vă mulțumesc pentru tot, îi mulțumesc soției mele că mi-a fost alături în această perioadă, le mulțumesc celor din familia mea,
și le mulțumesc în ultimul rând colegilor care au făcut o muncă fantastică. Au fost momente extraordinare, așa cum spuneau colegii mei, greul de bea de acum începe. Dar suntem concentrați, atenți și o să fructificăm fiecare oportunitate ca Săboaniul să-și ia locul de, așa cum spunea colegul meu, mic orășel elvețian. Vă mulțumesc încă o dată, de astăzi deschidem ușa prosperității la Săboani. Numai bine, Doamne ajută! Am onoarea să-l invit pe colegul meu, domnul deputat Iulian Bulai, să ia cuvântul în cadrul acestei întâlniri. Vă mulțumesc! Dragi săpăuneni, dragă Florin, stimate domnule prefect, cucernici părinți, dragi consilieri, dragi oaspeți, familie, rude, locuitorii comunei, felicitări din inimă pentru această victorie la Săbăoani. Înseamnă mult. Și înseamnă mult pentru că a fost o victorie făcută cu forțe și cu resurse puține, dar cu foarte multă voință, credință și determinare. Suntem foarte onorați, noi cei de la USR Plus, pentru faptul că săbăonenii au acordat încredere unui om din comunitate pe care l-au găsit vrednic să-i reprezinte și să-i conducă. Este un mare lucru. Dincolo de jurământul pe care poți să-l faci unei persoane sau unei cauze, cel mai onorant lucru în viață este ca mii de oameni să-ți dea încrederea și puterea să iei decizii în numele lor. Acest lucru s-a întâmplat și aici la Săbăoani. Democrație înseamnă și să ai curajul să faci o tranziție de la o putere la alta, mulțumind celor care au fost la putere până acum, pentru toată capacitatea cu care ei au guvernat această comună, cu bine, cu rele. De aceea, în mod asumat, îi mulțumesc și doamnei Valeria Dascălu, care a guvernat până acum această comună. Suntem aici să punem virgulă, nu punct, dar să facem reforme radicale. Ceea ce înseamnă o altă relație cu cetățeanul, ceea ce înseamnă o deschidere mult mai mare a primăriei, ceea ce înseamnă o respectare a normelor de urbanism, ceea ce înseamnă o relație corectă cu toți partenerii din comunitate. Pentru că guvernarea nu se face de unul singur, se face împreună cu parteneri, care devin actori importanți în cadrul guvernării, răspunzând apelului la consultare publică, care sper eu să vină foarte des din partea lui Florin, în care am mare, mare încredere. Acum 800 de ani, pe pereții Palatului Civic din Siena, se picta o frescă a bunei guvernări. Valorile care determinau buna guvernare în înțelegerea oamenilor de acum 800 de ani, aveau la bază cele trei virtuți cardinale creștine, dar aveau la bază și următoarele valori. Pacea, dreptatea și mărinimia. Ce înseamnă pace? Înseamnă să ai pace în dialogul social cu toți actorii implicați și să inviți și pe ei în luarea deciziilor. Ce înseamnă dreptate? Înseamnă că dacă ai o hotărâre judecătorească de eliminarea unei construcții care trebuie să dispară pentru că nu are toate actele în regulă și instanța a decis eliminarea ei, atunci trebuie să ai puterea să pui în practică această decizie. Ce înseamnă mărinimia, această altă virtute găsită necesară pentru buna guvernare? Înseamnă să ai generozitatea, să fii tu primul care întinde mâna celui care nu are o opinie cu tine și să încerci să fii generos în toate deciziile tale. Despre celelalte non-valori care sunt opusul bunei guvernări, poate că nici n-ar trebui să discutăm, pentru că sunt de la sine înțeles.
sunt lăcomia, ticăloșenia, tirania. Aceste lucruri, aceste comportamente nu trebuie să se găsească în comportamentul niciunui ales local, nici parlamentar, nici membru al guvernului. Așadar, astăzi suntem aici împreună pentru a crea un nou început bazându-ne pe aceste valori, care nu trebuie să rămână vorbe goale, ci care trebuie să fie norma comportamentului aleșilor locali, pentru care, în primul rând, eu am semnat cu mare încredere atunci când ei și-au depus această candidatură în fața dumneavoastră, dar aceste valori trebuie să fie parte a comportamentului tuturor consilierilor locali. Este nevoie de multe investiții în această comună. Vor fi multe oportunități de a atrage fonduri europene și aici este apelul. Să luăm cei mai buni de la toți cei care au guvernat bine peste tot în România, să nu îndatorăm comuna de dragul progresului, să găsim forțe creative de a face reforme și să respectăm demnitatea umană, ceea ce înseamnă că la o comună cu aproape sau mai mult de 10.000 de locuitori este prea puțin să fie doar 3 persoane care se ocupă de îngrijire la domiciliu. Trebuie 10, 15, nu o mașină care să meargă din poartă în poartă, ci 5. Nu bătrâni care să cumpere sirinci, ci administrație publică care să cumpere consumabile pentru a oferi un plus de demnitate fiecărui om din această comună care suferă. Copil cu handicap, tânăr cu deficiențe, bătrâni cu nevoi speciale. În lumina acestor valori și într-o deplină colaborare și deschidere și dialog cu toate forțele din această comună, îi felicit pe colegii mei, le urez mult succes și peste 4 ani, când vom veni la o nouă investire a unui nou mandat pentru Florin și o echipă și mai numeroasă, să spunem da, a meritat această încredere, da, a meritat efortul vostru pe care l-ați făcut pentru a câștiga această comunitate, da, urmează 4 alți noi ani în care vom face reforme și mai multe și mai bune pentru binele fiecăruia. Să fie într-un ceas bun, așa să ne ajute Dumnezeu. Dau cuvântul domnului prefect George Lazar. Mulțumesc, domnul. Aici aș spune, domnul primar, dumneavoastră v-ați intrat în orice ceea ce e bine, în mod normal și etic și moral, în ce voie de calul de vârstă, că dumneavoastră conduce ședința președintele de ședință. Domnule președinte, putem să luăm cuvântul. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Să încerc să vorbesc fără microfon, cred că se aude destul de tare. Bună ziua, în primul rând, tuturor. Felicitări tuturor aleșilor locali care pe 27 septembrie ați fost investiți cu încredere de cetățenii comunei Sabaoani. Indiferent de culoarea politică, indiferent de formațiunea din care faceți parte fiecare, de programul care ați venit în fața alegătorilor, ați primit încrederea acestora. Ați jurat astăzi, cea mai mare parte dintre dumneavoastră, 15, mai sunt 2 consilieri care o să trebuiască să își depună jurământul în prima ședință, să faceți tot ce vă stă în pricepere pentru binele locuitorilor comunei Sabaoani. Acest jurământ e un jurământ, cum spunea și domnul deputat Bulai, față de niște valori, de niște repere. Că jurăm comuna pe Constituție, Carta din tâi a din punct de vedere legislativ a României și pe Biblie, Cartea de Căpătăia Creștinătății. Acest jurământ e un jurământ important pe care îl dați astăzi pentru 4 ani. Și aici aș vrea să înțeleagă foarte bine și mă refer la toți consilierii locali. Binele comunei nu înseamnă doar binele unei persoane sau unui grup de persoane. Binele comunității înseamnă binele tuturor deopotrivă. Că sunt oameni, cum spunea Iulian Bulai mai devreme, cu nevoi speciale sau dizabilități sau cu probleme, că sunt oameni care vor investiții, că sunt oameni de afaceri care doresc deschidere sau transparență,
sunt oameni simpli care doresc respect, asta trebuie să fie în accepțiunea consilierilor locali, bunăstarea și binele localității. De aia, indiferent de, eu știu, diferendele de opinii din timpul campaniei, personalități puternice, unii sau alții, care poate în decursul timpului sau în campanie v-ați contrat, trebuie să depășiți în cei 4 ani, în legislativ mă refer, aceste diferențe de opinii, aceste orgolii și să acționați într-un spirit corect și transparent, dar în spre binele comunității. Îl felicit pe Florin pentru mandatul pe care l-a obținut, pentru crederea care a obținut-o din partea locuitorilor comunei Sabaoani. Văd multă lume la dumneavoastră, ceea ce mă bucură. Am fost la foarte multe consilii de consilii locali. Manifestare de bucurie ca la dumneavoastră aici în Sabaoani, când Florin s-a ridicat în picioare, a depus jurământul, a primit eșarfa, semnul distinctiv pentru funcția de primar, nu am văzut în altă parte. Și vă dau cuvântul meu de onoare că aici am văzut cea mai mare bucurie. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră, deopotrivă, reprezentanței comunității, a miilor de oameni care locuiesc în Sabaoani, v-ați dorit profund o schimbare. O schimbare care nu trebuie să însemne doar schimbarea unui om, cum spunea și Iulian Bulai, cu alt om, o persoană cu altă persoană. Trebuie să schimbăm, și mă bucur că Florin e un om tânăr și a avut mulți consilieri tânăr, trebuie să schimbăm mentalități. Venind la dumneavoastră, am venit cu fratele lui Florin prin spate și prin curtea liceului. Nu costă bani, astăzi, în 2020, în România, să repari câteva bănci și să ai ordine și să ai cât de cât o zonă de curățenie, curtea liceului, de liceu, în care de învățământ. Nu costă bani. Trebuie doar să fii gospodar și să-ți placă frumosul și să-ți placă ordinea. Nu, îmi spunea Florin că o să aducă investiții, să dea Dumnezeu să aducă investiții, dar până vin acele investiții, până se depune un proiect, până se scrie, până se depune la Compania Națională de Investiții, la Guvern, la Ministerul Fondurilor Europene, până faci licitație, până implementezi proiectul, ajunge în stadiu de a-l implementa și ulterior de a-l realiza pe recepție, poate să dureze 2 ani, 3 ani, pentru că ăsta e parcursul birocratic, ce e drept, dar ăsta e parcursul legal. Dar până atunci, curățenie și să fie frumos și plăcut, asta se poate face și nu costă. De aia spun, trebuie schimbate percepții și nu doar oameni. Oamenii noi cu percepții noi, oamenii tineri cu percepții tinere, cu percepții inovative, dacă vreți, de ăștia avem nevoie în România și în fiecare comunitate pentru a ne dezvolta. Mă bucur să văd o garnitură de oameni tineri la conducerea primăriei Sabaoani. Sigur, și experiența celor mai vârste, care poate nu sunt la primul mandat, ci la al doilea, la al treilea mandat în Consiliul Local, este importantă. Îmi doresc ca cea mai mare comună din județul Neamț, respectiv Sabaoani, să fie o comună care să se dezvolte în următorii 4 ani. Îi doresc lui Florin să aibă un mandat, nu greu, ușor, dar cu multă muncă. Pentru că dacă e multă muncă, înseamnă că vor fi și multe proiecte. Iar eu, în calitate de prefect al județului Neamț, nu Iulian Bulai prezent astăzi aici, în calitate de parlamentar și de om care reprezintă și în viitor arcul guvernamental. Cu alți colegi parlamentari din Neamț, vom sta întotdeauna aproape de Florin, de nevoile dumneavoastră, de proiectele pe care, de care a să aveți nevoie de susținere și susținerea va fi garantat 100%. Doamne ajută tuturor, Doamne ajută domnule primar, principe! Dacă mai dorește careva dintre domniile voastre prezente aici să ia cuvântul, este invitat la pupitru. Dacă unul dintre părinții parohi prezenți aici vrea să ne adreseze câteva cuvinte, îl așteptăm cu dragă inimă alături de noi. O binecuvântare din partea părinților ar fi de bun augur. Înainte de binecuvântare, vă salut, domnule prefect, domnule deputat,
Domnule primar, felicitări! Dumnezeu să vă ajute! Îi felicit și pe domnii consilieri. Felicitări și săbănenilor! Mi-a rămas un gând foarte frumos pe care l-a subliniat domnul prefect. Să lucrăm împreună. Să lăsăm deoparte orgoliile și interesele pur personale. Pentru binele comun, pentru binele comunității. Cred că această idee trebuie să ne însoțească și să vă însoțească în noul mandat. Domnule primar, Dumnezeu să vă ajute. Acum facem o rugăciune pentru ca Bunul Dumnezeu să-L lumineze, să-L însoțească pe noul lider al acestei comunități și totodată să ne dea și nouă puterea și curajul să-i fim aproape, pentru că cu cât ești mai sus într-un copac, cu atât ești mai în ținta vânătorului. De aceea trebuie să-i stăm aproape, să-l încurajăm și să-l susținem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri, și nu ne pricepe pe noi în sfidă, ci nu ne trece pe celălalt. Domnul să fie cu voi și cu Domnul tău. Prin mijlocirea mea, să vă binecuvânteze pe voi și pe toți cei dragi vouă, totputernicul și prea milostivul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute pe toți. Să dau cuvântul domnului președinte de ședință, nu înainte de a menționa că după încheiere o să urmeze un moment simbolic în care eu, alături de domnul prefect și domnul deputat, o să plantăm un stejar în parcul comunal, ca relația dintre noi să rămână la fel de puternică cum este stejarul și să dăinuie, pentru că avem nevoie de continuitate și de unitate pentru a putea face proiectele frumoase pe care noi le-am promovat în campania electorală. Așa să ne ajute Dumnezeu. Considerați dumneavoastră că ședința de astăzi se poate încheia, vă rog să dispuneți pe care de consecință. Punctele de pe ordinea de zi propuse pentru astăzi s-au epuizat, declar lucrările ședinței încheiat. Vă mulțumim tuturor pentru participare.